Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Și domnilor, ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei, ne aflăm în comuna Bălești. Realizăm un interviu cu primarul comunei Bălești, domnul Mădălin Ungureanu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați revenit în frumoasa noastră comună. Frumoasa dumneavoastră comună, spuneți bine treaba aceasta. Până la primărie am văzut foarte mulți producători cu varză. Este festivalul verzei astăzi la Bălești, în premieră, este pentru prima dată când se organizează. Așa cum v-a venit această idee? Această idee nu mi-a venit acum, mi-a venit mai în urmă cu un an jumate, dar din cauza evenimentelor la nivel mondial, în speță pandemia de coronavirus, interdicțiile sanitare care au fost, nu a putut să demarăm acest frumos eveniment, cred eu. Și spun că este un frumos eveniment pentru că toți producătorii autohtoni din comuna Bălești au privilegiul să își expună marfa și toți cei care doresc din județul Gorj să cumpere varză de Bălești sunt bineveniți astăzi chiar de ziua Sfântului Dumitru pe baza special amenajată din satul Ceauru, din imediată apropierea stadionului comunal, să vină să-și procure această legumă extraordinară. Varza de Bălești este foarte apreciată la nivelul județului Gorj și poate nu numai. Varza cu foaie subțire, am văzut că este foarte frumoasă, arată foarte bine, cel puțin ce am văzut eu până la primărie. Nu am fost până în momentul acesta încă pe baza sportivă, acolo unde se organizează festivalul verzei, să vedem câți producători o să mergem după ce terminăm interviul. O să mergem împreună acolo, bineînțeles. Da, așa este. Este un altfel de produs, să spunem așa. Poate și solul de pe raza comunei Bălești este altfel, ca acest produs să aibă un alt fel de gust și un alt fel de aspect. S-a făcut varza anul acesta? S-a făcut, așa este. Deși producția nu mai este ca în anii trecuți, când erau cantități foarte mari, aspectele care au dus la acest lucru sunt definite prin schimbările climei. În ultimii ani, clima se schimbă de la lună la lună, de la an la an, mai bine zis. Acei emisari care erau factori foarte importanți pentru irigarea suprafețelor de varză cultivată au scăzut, altele au secat pur și simplu. Aici aș da exemplu râul Iaz, râul Șușița, care... După cum ați văzut și dumneavoastră și am avut și emisiuni anterioare cu spețele respective, undeva în anotimpul secetos nu mai au niciun fel de sursă de apă pe ele. Ca să faci un sistem de irigare în momentul de față este foarte dificil acest aspect și aici, prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să fiu foarte bine înțeles de toți cultivatorii. Pentru implementarea acestui lucru sunt o serie de elemente care trebuie să le pui foarte bine definit, dar nu în ultimul rând să ne gândim la costurile de întreținere a acestor surse, fiind vorba de acele foraje de mare adâncime. Ori noi în momentul de față, în urma scumpirilor care au venit, valului de scumpiri pe energie, plătim undeva lunar la peste 80.000 facturile pe ceea ce înseamnă consum de electricitate și gaze pentru școli, primărie, iluminat public și tot ce înseamnă întreținerea sistemului de alimentare cu apă pentru gospodării și sistemului de apă uzată, speță de canal. Este o sumă foarte mare și dacă este o sumă care s-a dublat cu peste și ca să înființăm un sistem de irigare prin alimentare cu energie electrică în speță foraj de
mare adâncime ar duce la costuri extraordinare și primăria ar risca să intre în colaps financiar. Poate să fie o cauză și faptul că populația este îmbătrânită, tinerii au plecat la muncă în străinătate sau poate în alte localități? Aici nu pot să spun că tinerilor nu le place să muncească, dar după cum se vede, după cum realitatea arată, nu muncesc la fel ca cum munceau părinții sau bunicii noștri. Chiar noi am realizat câteva interviuri cu mai mulți tineri din comuna Bălești care sunt cultivatori de varză și au accesat fonduri europene și le merge foarte, foarte bine afacerea. Da, cei care sunt aplicați pe problema pe partea asta de legumicultură, prin accesarea anumitor măsuri, prin cadrul cerefirului sau anumitor altor palete, axe finanțabile prin fonduri europene, au dezvoltat o mică afacere și... Da, nu putem să le meargă bine pentru că și muncesc. Exact, sunt tineri și tineri. Tineri care muncesc și tineri care pentru poate că atunci când muncești, aștepți să culești și roade și ai fi tare dezamăgit să muncești și să nu iei nimic. Poate mulți înainte și de asta s-au lăsat și au plecat de pe zona respectivă. Îmi aduc aminte acum câțiva ani, erau și tineri printre cetățenii cu care se ocupau, munceau și vindeau produsele mai pe nimic. Și acest lucru, bineînțeles, că te descurajează. Cei mai mulți târgușeni cumpără varza de Bălești, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru calitatea produsului, în primul și în primul rând. Foarte mulți târgușeni și gorjeni vin aici, în comuna Bălești, direct de la producători sau în piața centrală din municipiul Târgu Jiu. Dumneavoastră, în cursul timpului, ați făcut chiar o piață agroalimentară aici, în comuna Bălești. Așa este. În urmă cu 4 ani de zile am luat decizia să facem o piață agroalimentară situată în zona Fântânei lui Coșbuc, tot în urma discuțiilor cu producătorii. Era atunci o problemă în partea Târgu Jiului cu terenul respectiv, că l-ar fi concesionat cineva, n-am intrat în detalii, nu cunosc prea bine aspectul și am luat decizia să facem propria piață aici, să avem o deschidere și o zonă special amenajată în prin plan pentru producătorii noștri autohtoni, lucru care l-am realizat. Investiția n-a fost, cum se vorbea atunci, de unele guri, că s-a investit foarte mult de la bugetul local, a fost o investiție undeva până la 30.000 de lei. Am amenajat zona respectivă, am făcut, dar s-a renunțat, nu au mai venit și am luat decizia să amplasăm acolo la zona respectivă să nu stea goală, un depozit de cherestea, lucru tot la fel foarte binevenit pentru majoritatea cetățenilor din comuna Bălești și nu numai. Da. Iată că veniți încă o dată în sprijinul producătorilor cu acest festival al verzei. Așa este. Spuneam anterior, am luat decizia acum un an jumate. Iată că acum sancțiunile care le-am avut pe partea de sănătate s-au ridicat, am trecut cu bine peste evenimentul care a avut loc pe întreg mapa mondu, speță coronavirusul, și putem să desfășurăm acțiuni și activități care ne lasă să socializăm și să formăm aglomerații. Ați avut, apropo de aceste acțiuni, ați avut și ziua vârstnicilor? Am avut și ziua vârstnicilor, deci, doamna Daniela, ca să fiu foarte bine înțeles, ne-am întors la toate obiceiurile care le aveam anterior. Am avut ziua vârstnicului, am avut zile, am sărbătorit ziua comunei. După festivalul verzii ne pregătim să facem un eveniment frumos și de ziua națională a României, de 1 decembrie. Am luat și această decizie, tot aceea în satul Ceauru, pe terenul special amenajat, lângă stadion. După care vrem să sărbătorim și inaugurarea căminilor culturale. Am luat decizia să amânăm această sărbătoare pe parte de cultură și spun sărbătoare pentru că aceste edificii le-am găsit în ruină și ar fi fost păcat să nu fie reabilitate dacă au fost deschise axe speciale pe fonduri europene în momentele respective, care iată acum nu mai sunt finanțabile. Le-am reabilitat, toate 3 căminele sunt reabilitate, sunt funcționabile, arată
extraordinar de bine și vom parcurge și acolo prin sărbătorile lor cu interpreți autentici din comuna Bălești, lăutarii noștri, oamenii din zona noastră, în satul Rasu, în satul Stolojani, dar am spus și revin, suportăm o amânare până undeva la anul, în zona lunii, aprilie, mai, ori până în Sfintele Sărbători de Paști, ori imediat după sărbătorile pascale. Am înțeles. Dacă ar fi să discutăm despre alte investiții realizate la nivelul comunei Bălești? Păi spuneam, când ați venit bine, ați revenit în frumoasa noastră comună. Nu m-am referit numai la aspectul că noi suntem și vărzarii județului, cum suntem noi cunoscuți. Am spus acest aspect pentru că comuna Bălești, în momentul de față, în maxim o lună jumate, iată, va închide o lucrare de mare ambergură. Este vorba despre o lucrare de infrastructură grea. Când spun asta, mă refer la introducerea rețelei de canalizare în toată partea de nord a comunei, în cele patru sate, Tălpășești, Găvănești, Stolojani, Cornești, plus zona de DN67 din punctul Tămășești de sus până lângă vecinii noștri, comuna Tălești, în speță satul Buduhala. Acolo am avut o lucrare pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, în valoare de peste 2,5 milioane de euro. Suntem pe punctul de a finaliza această lucrare, deci am finalizat tot ce înseamnă introducere de conducte în sol. Mai avem de amplasat două stații de pompare în zona satului Cornești și una în zona intersecției cu satul Tălpășești din drumul național. După care vom procede la instalarea ASP-urilor, lucru care deja a fost demarat, și introducerea curentului electric pentru a da drumul acestui sistem ca oamenii să nu mai fie nevoiți să-și deverse apa uzată, apa de canal, apa de la toalete, de la băi în fose special amenajate în gospodăriile domnilor lor, să vină să branșeze, să deverse în sistemul de rețea de canalizare. Am avut discuții foarte serioase cu constructorul care îl avem pe lucrare. Am mers până la momentul de a rezilia chiar contractul cu acesta din urmă, pentru că în multe întâlniri îmi spunea că vom termina într-o perioadă de 3-4 luni, lucru care nu se reflecta. Și am spus decizia foarte clară. Eu, prin experiența mea, când am venit primar, am mai întâlnit astfel de cazuri, în speță pentru satul Ceauru și pentru tot partea de nord a comunii cu rețeaua de apă și în satul Ceauru cu rețeaua de canalizare, două firme care tot la fel spuneau că termină și că am luat decizia în final pentru că mi-am dat seama din realitate, din șantier, că nu pot să finalizeze. Am reziliat și am făcut un lucru nu bun, extraordinar de bun, pentru că am scos la... Am relicitat lucrarea, au venit firme care au fost serioase și iată, acum avem aceste sisteme funcționabile și deservesc o bună parte din comunitatea noastră. Putem vorbi de o comunitate civilizată. Civilizația asta înseamnă să ai tot ce înseamnă utilități, să ai apă, să ai canal, să ai electricitate, să ai gaz, să ai tot ce înseamnă, în general, utilități și o bună infrastructură. Da, utilitățile sunt foarte importante, așa este, aveți dreptate, drumurile iarăși acum, sunt foarte importante. Să trecem, că tot mă întrebați de investiții, da, pentru drumuri. Deja, după cum ați văzut și dumneavoastră din media și știm toți, marele program Angel Salini este program de dezvoltare al Ministerului Dezvoltării, este un program intern al Guvernului României pentru a dezvolta localitățile. Noi, prin programul respectiv, am luat finanțare pentru două lucrări de importanță majoră. Și când spun asta, mă refer la satul Ceauru, lucrare de reabilitare infrastructură rutieră, reașternere strat asfaltic, cu în jur de 6-7 km de rigole betonate. Tot ce înseamnă satul Ceauru va fi reabilitat. Și am luat tot în cadrul aceluiași program Angel Salini o lucrare de extindere, rețea canalizare,
pentru satul Băleș, linia Seci și satul Rasova, ultimele sate din comuna Băleș care nu aveau și nu beneficiau de această investiție. Iată că profit acum de prezența dumneavoastră și anunț cetățenii din zona respectivă că undeva la anul, în zona de primăvară, anul timpului de primăvară, vom începe și vom demara șantierele în teren, acolo unde am spus că am obținut fonduri în Spețe Ceaurul și satul Bălești, Rasova pentru extindere rețea canalizare, satul Ceaurul reașterne strat asfaltic. Asta le-am obținut prin programul Angel Salini. În momentul de față avem o lucrare în curs demarată prin programul CERFIR. Este o lucrare prin finanțare europeană, fonduri europene. Este vorba despre un drum de infrastructură rutieră agricolă. Deservește acel drum. Este foarte binevenit, în primul rând, pentru descongestionarea traficului pe zona drumului național 67, dar nu numai, este binevenit pentru și ca și o variantă de ocolire pentru cei care au atelaje, utilaje agricole. Deservește o suprafață de 700 de hectare de teren agricol, acolo sunt mai mulți agenți economici agricoli și are o întindere de 5,3 km de zonă de asfalt. Și iată, leagă partea noastră a comunei Băleștiu-Ceauru cu partea de nord, Tălpășești-Tolojan și satul Găvănești. Am înțeles. Cam asta avem pe partea de investiții de infrastructură rutieră și infrastructură grea, rețea canalizare. De asemenea, am accesat, dacă ați urmărit și probabil că urmăriți și dumneavoastră programele Companiei Naționale de Investiții, tocmai acum o săptămână, ministrul Cechi Atila, ministrul dezvoltării, a anunțat o listă de 33 de investiții prin programul acela de creșe speciale pentru România. Comuna Bălești a obținut, pe parte de zonă rurală, mă refer, creșe mică în satul Ceauru, care va fi amplasată în imediata vecinătate a grădiniței din incinta școlii Antonie Mogoș. Este o investiție foarte binevenită, vine în sprijinul tuturor părinților care, după cum știm, în vremea de astăzi e greu să găsești să ai pe cineva să lași să stea cu un copil. Este o investiție binevenită, acolo investiția respectivă este și generatoare de locuri de muncă și a fost foarte bine gândită chestiunea cu creșele, ca acele locuri de muncă să nu mai fie bugetate din bugetul propriu al primăriilor și să fie bugetate direct de la bugetul național, în speță prin cadrul Ministerului Educației. E un lucru bun, generează și locuri de muncă și, după cum v-am spus, vine și în sprijinul părinților. Ajută foarte mult părinții. De asemenea, tot în cadrul companiei de investiții CNI, am depus solicitare și așteptăm să fie semnat ordinul de la o zi la alta de către domnul ministru pentru o grădiniță. Îmi doresc acest lucru foarte clar, ca și în partea de nord a comunei, în speță în satul Cornei, să avem o grădiniță, cum le avem pe cele două din satul Bălești și Ceauru, grădinițe noi, făcute prin programele speciale, prin CERFIR, grădinițe care funcționează în comuna noastră, cu un program prelungit și, după cum se vede, în realitate, părinții sunt foarte mulțumiți de aceste aspecte, lucru care mi-l doresc și în satul Cornești și cu celeritate, clar va fi și acolo un obiectiv nou dotat conform ultimelor cerințe și ultimelor standarde europene, ca și copiii din zona respectivă, preșcolarii noștri în speță, să beneficieze de aceste condiții. Am înțeles, utilități, drumuri, educație, iată foarte multe investiții la nivelul. Deci vorbim în momentul de față de comuna Băleși, care în maxim, să zicem așa, 3 luni, 4 din cele 9 sate componente va avea utilități complete în 8 din cele 9. Deci mai puțin o zonă unde nu avem gaze,
dar să așteptăm tot programul Angel Salini, pentru că și acolo mai este o componentă în cadrul programului care se referă la investiții pe gaze. Deci vorbim de 8 sate care vor avea apă, canal, infrastructură rutieră cum trebuie și mai stăm în problema de extindere rețea de gaze naturale. Și prin programul Angel Salini de asemenea avem satul Sejrasova care va fi șantier categoric la anul prin extinderea rețelei de canalizare. Acolo nu mai trebuie să mai venim cu altă stație de epurare pentru că ne vom lega la una din cele două stații care le avem existente în momentul de față și funcționabile, pentru că această stație are capacitatea să ducă mai multe gospodării. Cam atâta în ansamblu. Mai avem o lucrare care am luat decizia să o fac împreună cu personalul din primărie și cu consilierii locali. Am discutat de zona de înfrumusețare a drumului național, pentru că acolo, pe drumul național, mai în urmă cu 3 ani de zile am avut lucrările care vorbeam anterior de infrastructură grea, spețe de canalizare. Zona respectivă a rămas cicatrizată și e frumos când intri în comună să ai și o vedere plăcută. Am luat decizia să venim cu un proiect finanțat prin bugetul local de amenajare de trotuare, rigole betonate și intrări la fiecare gospodărie în primă fază până în punctul Podurasovei, în zona familiei Mălescu Iulian. Vă mulțumim mult de tot pentru toate aceste amănunte. O să mergem cu mare drag la festivalul vom merge Vrezei. Și în teren să vedem cum decurg lucrurile. Eu sper că prin prima ediție care am luat decizia să începem de anul acesta să se formeze o tradiție în Comuna Băleș și să aibă un real succes, să vină în sprijinul tuturor cultivatorilor care recoltează acest frumos produs varză de Bălești. Iar cei care vor să cumpere varză pentru perioada de iarnă sunt așteptați aici la noi în Bălești. Ați văzut și dumneavoastră cum intri în Bălești și pe dreapta și pe stânga. Da, și pe dreapta și pe stânga este plin. E varză, avem și zona unde amenajeană în special. Îi așteptăm cu mare drag. Mulțumim mult de tot. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei. Așadar, ați urmărit, domnilor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Bălești, domnul Mădălin Ungureanu. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumim pentru atenție. O să vă lăsăm în continuare să vedeți ce se întâmplă la Festivalul Verzei și ce spun producătorii din Comuna Bălești. Ce părere aveți de organizarea acestui festival? Cum vi se pare? Mi se pare foarte ok această organizare și un lucru bun pentru noi ca producători. Cât vindeți varza? 2,50 kg. 2,50. Cum este prețul acesta? De exemplu, pentru un cumpărător s-ar putea să fie cam mult, cam scump. Însă pentru dumneavoastră poate nu este chiar suficient. Multă muncă... Pentru noi nu este suficient. A fost foarte mare investiția. N-a plouat, a trebuit o dată. Din cauza aceasta nu s-a schimbarea de climă nu ne mai ajută. Nu mai. Am câte varză ați făcut anul acesta? Așa în principiu. În jur de 40.000. 40.000 de bucăți, da? Da. Și unde o vindeți? Unde o comercializați? Cum este cu desfacerea mărfii? Piața din Târgu Jiu, pe digul Jiului. Doar acolo? Da. Sunt, bănuiesc, foarte mulți cumpărători care vin direct la dumneavoastră acasă pentru a cumpăra varza. Da, sunt clienți vechi care păstrăm legătura și ne contactează și le dăm și de pe loc, și de acasă. Ați încercat să faceți și publicitate să... la varză, nu? Nu. Număr de telefon pe internet sau pus în fața casei? Nu, nu, nu. Nu. Am înțeles. Mulțumim mult! Plăcere, o zi bună. Cum vedeți acest eveniment pentru producătorii de varză? Cum vi se pare? Aceste evenimente sunt foarte bune, productive, vin oamenii să vadă ce producem noi la Bălești și avem o varză de calitate bună.
câți ani puneți varză? Varză pun de la vârsta de 10 ani. Am 72 de ani. Mulți înainte, să fiți sănătos! Mulțumesc frumos! Deci este ceva frumos aici, la Bălești, organizarea bună și totul e prielnic, cum s-ar spune. Dumneavoastră, cu cât vindeți varza? Păi, la bucate la noi, că asta e, nu e grea, cum s-ar zice, cum au ceilalți. Cu 3,50 lei bucata, 3 lei, cum vine omul. Cum vă descurcați cu vânzarea verzei? Mergeți și în Târgu Jiu? Mergem și în Târgu Jiu cu vânzarea, dar mulți vin și oia de acasă. Avem oamenii noștri, restaurante, deci avem clienții noștri, cum s-ar zice, în popor. Până când vindeți varză? Până la jumătatea lunii noiembrie sau cam când? Până pe 20 noiembrie vindem varză în continuu. Deci acum abia ați început? Da, e a cincea tranșă, cum s-ar zice. Varza de Bălești este deosebită ca și calitate. E un secret anume, nu știu, la sol sau ce? Varza de Bălești e deosebită față de celelalte, foaia subțire, uitați că se vede, e subțire și se poate lucra mai bine, se lasă arbale. La... Se și păstrează foarte bine pe timpul iernii. Se păstrează foarte bine în butoaie, cum au oamenii. Deci e ceva bun. Deci varza noastră se caută. Deci nu ca cum aduc aici ceilalți de la, nu știu, de pe UNEA și are greutate la chil. Dar asta e mai ușoară, mai bună. Deci... Deci de la 10 ani vă ocupați cu cultivarea verzei? Bătrâni. Suntem bărzari, bărzari din tată în fiu. Deci am și pe fratele meu aceea și fratele meu, profesor universitar, pune varză, noi... Așa ne-am învățat ai bătrâni, știți? Deci cu varză, cu ardei, cu de toate. Praz, na, de toate cultivăm. De câți ani cultivați varză? De mic copil, de când mă știu, deci nu... De când m-am născut, cum ar veni. Asta este tradiția de familie, o respectăm și o ducem... Ne ocupăm numai cu... Adică în fiecare an cu producerea verzei. Autentică de Bălești, frunză subțire. Deci, cea mai bună varză din, de la noi, din localitate. Da, este un secret anume, nu știu, puneți dumneavoastră răsadurile, adică... Da, răsadurile le păstrăm din an în an. Deci noi îl punem, noi îl cultivăm, noi nu cumpărăm, deci nici răsad, nimic. Gunoi, îngrășăminte foarte puțină, apă multă, secetă mare, cheltuieli sunt. Acum, oricum, ieftină este, cum ar veni la cheltuielile care sunt. Cât dați kilogramul dumneavoastră? 2 lei. Da, aveți varza de mărime potrivită, adică aveți și verze mari și verze mici, numai bune pentru pus, pentru iarnă. Aleși pentru pus, da. Este frunza subțire, este căutată și ne mândrim cu ea. Da, asta. Ați spus puțin mai devreme că puneți varză din tată în fiu și că faceți treaba aceasta de mic copil. Copiii dumneavoastră merg mai departe cu această tradiție? Eu nu am, noi nu avem, dar noi păstrăm. Nepoții merg, da. Ne ajută, deci nu-i problema, da. Asta este. Este greu? Cât de greu este cu munca? Foarte greu, deci de greu toată vara, căldură, secetă, udat, toată vara. Deci de când o punem, de la iunie până în octombrie, noiembrie, muncă. Și la tăiat și la vândut. Acum, în ultima perioadă, mai mult de acasă am vândut. Adică avem clienți vechi, la piață prea puțin. Acolo sunt alții acolo care au alt soi de varză, cumpărate din altă parte, nu este din asta de Bălești la piață. Majoritatea sunt comercianți, nu producători. Deci mai mulți cumpărători vin direct la dumneavoastră acasă? Am clienți de ani de zile, deci în fiecare an vin... Fără probleme, o vindem, deci nu ne uităm că nu o vindem. Problema e că nu se face tot timpul toate. Vremea, secetă, n-a plouat. Ce probleme ați întâmpinat anul acesta? A fost secetă o perioadă? Secetă toată vara. Acum toamna a dat ploaia. În rest, toată vara, secetă. Benzina anul trecut a fost la jumătate de preț. Acum anul ăsta a fost dublu. Deci încă o dată, vă dați seama câtă benzină se consumă, să udăm. Cheltuieli sunt, dar până la urmă ne scoatem. Adică scoatem cheltuielile și rămânem cu ceva profit. Deci mare nu. Mai mult câștigă ceilalți care cumpără și doar o revând. Noi
Nu pierdem, dar nici mare câștig nu e. Noi suntem cumpărători și căutăm varza bună și, și ieftină, dar să fie calitate. Deci ați venit să cumpărați varza? Cumpărăm, da, da. Noi nu producem. Noi producem vin. Noi suntem de la Dobrița, de la țară. La noi se face țuica și vin. La dumneavoastră țuica și vinul, dar la Bălești se face varza. Este celebră la nivelul județului Gorj. Deci să cumpărați varza cu foaie subțire, căutați... Subțire, da, subțire și bună de sarmale. De obicei cumpărați din Bălești în fiecare an? Cam în toți ani. Am luat odată de Craiova și nu merge. Nu merge. Nu a fost bună. Nu a fost bună, m-au înșelat. Au zis că e tot de Bălești, că toți vând varză de Bălești. Da, da, da. Da. În realitate, toată e de Craiova, majoritate. Pe piață numai 3 persoane sunt cu varză de Bălești. În rest, vin din piață acum. Am înțeles. Ce părere aveți de prețul la varză anul acesta? Cum vi se pare? 2 lei kilogramul, la câtă muncă este, nu-i plătit. Cumpărătorii se pare scumpă, dar nu-i plătit. Cât muncești la varză, să stai numai în genunchi până o pui, până o us, până alea, nu. Eu aș putea să pun și eu acasă. Mai bine o cumpăr decât. Nu-i rentabil. Este poate și sunul mai deosebit aici la Bălești. E un secret anume. E un secret. La mine nici nu se face la Dobrița. Noi, zona noastră e zona de vin. De vin, exact. Da, să se celebri pentru vin. Da, da, zona de vide. Dar varză roșii să fac și la mine mai bine decât în Bălești. Dar varză nu. Varză nu. Nu. Vă lăsăm să cumpărați, să alegeți cea mai bună varză pentru iarnă. Da, da, da. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.